Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea, zi istorică astăzi. Pare că liberalii și pesediștii s-au înțeles din nou, vor face guvern de râsul curcilor, nu-i așa? Câțu a pierdut, doamnelor și domnilor, marele lider al PNL, a pierdut în bătălia din Pexul PNL, cu un scor destul de relevant, pentru că PNL va intra la guvernare cu PSD. Ce să vezi, el Câțu, care s-a bătut cu pomnii în piept, că nu-i place geaca roșie, că PSD cu ciuma roșie, că dăleașcă, dălelalte. Deci, după cum urmează, vom avea un guvern PNL, PSD și UDMR. USR intră în opoziție. Astăzi avem dezbatere politică, doamnelor și domnilor, cu Adina Dobrete de la PSD. Bună seara, bine v-am găsit. Sau să zic PSD. Nu știu cum, dar întotdeauna Partidul Social-Democrat a fost aproape de români și de cetățeni, iar votul da. Din... Și domnul Lucian Pavelescu, PNL. Bună ziua, dumneavoastră, invitatei și telespectatorilor care ne urmăresc. Da. Consilier local, la primăria Râmnicu, consiliul local pe lângă primăria Râmnicu Vâlcea, da? Oameni ai locului. Vă ocupați de administrație publică locală, astăzi o să vreau să vorbim mai mult despre politică. E important, zic eu. Este un moment decisiv pentru viitorii ani, da? Cu toții, lăsând toate glumele la o parte, ne dorim o guvernare stabilă pentru că este o perioadă complicată, doamna Dobrete, și cred că dumneavoastră știți mai bine decât mine că sunteți acolo, implicată în administrația publică locală, decizii pe la școli și așa mai departe. Cred că este o hotărâre istorică până la urmă, pentru că prin decizia unanimă a Biroului Politic Național, PSD începe astăzi, dacă nu mă înșel, la orele 13, a început oficial negocierile cu Partidul Național Liberal, dar conform deciziei colegilor mei de la București, nu intră cu orice preț la guvernare. Lucrurile sunt clare, ca de fiecare dată urmăream și televiziunile naționale când diferiți moderatori erau acuzați că țin cu Partidul Social Democrat. De data aceasta, ca în fiecare rundă de alegeri, încă o dată, Partidul Social Democrat vine cu un program de guvernare, vine cu propuneri concrete, vine cu un plan coerent și realist care să asigure depășirea situației critice actuale în care se află România. Cu părere de rău, spuneam și la început, când m-am bucurat să vă salut, că suntem în creștere în sondaje, dar votul pe care l-am avut din partea românilor pentru Parlamentul României ne-a făcut să intrăm inițial în opoziție și acum să determine pe colegii mei în ședința Biroului Politic Național să hotărască momentul în care intrarea la guvernare înseamnă pentru noi o întoarcere către românii care ne-au dat votul acum 2 ani. Da, domnule Pavelescu, PSD plus PNL egal love. Cum vi se da, pare este chestia asta? Este o sintagmă cu care nu sunt de acord, eu personal. Păi cum nu sunteți? Nu vă iubiți? Nu vă place unul de celălalt? Pentru interesul național ar trebui să ne iubim, însă eu cred că decizia pe care deci, au dat colegii noștri în Biroul Politic Național de aseară este o decizie covârșitoare, din ce am văzut, 48 de voturi. Da, da. Asta înseamnă că se dorește o alianță cu PSD-ul, dar eu încă sper că lucrurile se vor tranșa la negocieri, pentru că fiecare dintre părți are doleanțe. Partidul Național Liberal și-a exprimat interesul de a merge în continuare pe nominalizarea lui Florin Câțu. Eu sunt pentru o alianță cu USR-ul. După cum știți, vineri a avut și loc un birou politic județean în care s-a luat decizia ca filiala Râmnicu Vâlcea să susțină o alianță în continuare cu USR-ul. Acum vom vedea ce decizie se va lua la București. Cred că timpul le va rezolva pe toate. Important este ca acest timp să fie cât mai comprimat și decizia să fie luată cât mai repede cu putință. Da, domnule Pavelescu, vă respect decizia. Este și atât personală și înțeleg că și la nivel județean ați luat o decizie în acest sens de a valia cu USR-ul. Dar USR-ul nu vrea cu dumneavoastră, știți, nu?
Adică... Vom vedea, să știți că și acolo se pune... Vă doriți mai relații din acestea complicate, aproape imposibile. Corect. Dar să știți că și acolo este o situație de discutat, pentru că știm foarte bine că sunt 15 membri ai Partidului Național Liberal care au trecut la neafiliați. Da. Am înțeles că minoritățile nu ar susține un guvern cu USR-ul, deci încă sunt căi de discuții pe care probabil că le vom depăși în perioada următoare. Adică, vă rog, din această discuție, din această dorință de a rămâne, mă rog, împreună cu USR-ul, nu văd decât o alergătură a tuturor după niște funcții. O alergătură a tuturor după niște ministere care, până la urmă, nu și-au dovedit utilitatea și viabilitatea pentru români. Nu văd decât un cerc vicios din care nimeni nu vrea să iasă și, până la urmă, nu există din aceste funcții pe care le ocupă USR-ul și PNL-ul în diverse ministere decât o modalitate de a merge din ce în ce mai rău cu România aceasta eșuată. Eu nu cred că rămânerea PSD-ului, un partid de o asemenea mărime, într-un asemenea cerc și într-un asemenea calcul electoral, nu este justificată. Am venit de fiecare dată după guvernările CDR-ului, dacă nu mă înșel, da, Convenției Democratice, am stabilizat țara. Am venit după PDL și ne aducem aminte când, eu cel puțin nu vreau să uit, în învățământ, în 2003 aveam salariu 1600 de lei și rata la bancă 1900 de lei, cred că am mai vorbit de lucrul acesta și chiar nu vreau să plictisesc. Deci am venit după o guvernare PDL, ne aflam într-un haos atunci și din nou ne-am făcut datoria. Cred că până la urmă suntem în pragul, în momentul când ar trebui lăsate orgoliile la o parte. Îmi doresc ca aceste orgolii ale politicienilor aflați vremelnic în fruntea țării să fie înfrânte până la urmă de voința poporului, de oamenii care sunt săraci, de oamenii care vor plăti de două ori facturile la gaze și lumină, de copiii care nu au alocațiile mărite și care poate din aceste alocații făceau încă o rată, că tot vorbeam de rată, că doar sunt... lucrez în învățământ și ar fi putut permite o tabletă să învețe în online. Vorbesc de asemenea de pensii pe care noi, în programul pe care le avem, în cele 100 de măsuri la care lucrează colegii mei de la București din aproape jumătate de an, să cerem o majorare a pensiilor cu 11%. Știți cum? Noi, Partidul Social Democrat, întotdeauna ne-am aplicat către români, către cei mulți, către cei care până la urmă ne-au dat votul și încrederea. Da, Dobrete, așa e, v-ați aplicat. Acum o să vă aplicați și mai rău că intrați la guvernare cu PNL-ul. Pregătiți-vă de multă aplicare în fața românilor, foarte multă, pentru că și dumneavoastră, și PSD-ul, și PNL-ul veți da, la un moment dat, socoteală. La bilanț, lucrurile se vor vedea. Domnule Pavelescu, vreau să vă întreb, bun, eu am înțeles că genul acesta de situație, cum să vă zic, absurdă, care nu duce nicăieri, știți că, practic, nu știu că este o dorință a noastră această alianță cu USR-ul, ci mai mult o împotrivire a alianței cu PSD-ul. Cred că sunteți mai mult împotriva unei alianțe cu PSD decât să vă aliați cu USR, nu? Sau că nu înțeleg? Nu neapărat. Eu v-am spus că este un punct de vedere al meu pe care îl susțin, da, și l-am susținut și al organizației județene PNL. Și al organizației județene PNL Vâlcea. Eu chiar mă întreb cum de au susținut organizația județeană PNL Vâlcea această alianță, având în vedere că în primăria, în consiliul local, da, știm foarte bine cum se joacă alianțele, da, și cum de fiecare dată cele mai multe voturi sunt în sală. Cum se joacă alianțele? Cred că trebuie făcută puțin. Deci decizia aceasta un pic abstracție de ceea ce se întâmplă în consiliul local. De pentru ce? Că la un moment dat noi am avut o alianță cu USR-ul, iar alianța de la Râmnicu-Vâlcea a cedat fără păi ca alianța de la Național. Și atunci de ce vă mai doriți? Să... De ce nu generalizați, având în vedere până la urmă leapșa pe care ați luat-o de la USR, Râmnicu-Vâlcea sau USR-Vâlcea, de ce susțineți în continuare lucrul acesta? Pentru că eu personal și colegii mei am mers în campanie pe străzi și am discutat cu oamenii și am promis că vom avea o alianță de dreapta, da? Pe care o susține și astăzi. Oamenii ne-au votat. Da? Ca majoritate în Parlamentul României
în formula pe care am avut-o până prezent. Asta, încă o dată, este un punct de vedere personal. Asta nu înseamnă că nu voi rezona cu o decizie a Partidului Național Liberal. Categoric, că nici nu prea aveți încotro. Dacă ea, corect. Dacă decizia va fi să facem o alianță cu PSD. Da, mai puteți, nu știu, întreb și eu așa. Adică eu știu că în politică trebuie să înghiți multe, dar cât mai puteți să vă mai aliați cu unii care au votat o moțiune de cenzură împotriva dumneavoastră? Adică a pare votat așa o moțiune de cenzură și eu cred că... Și împotriva lor, bineînțeles. Și împotriva lor. Cum și PSD-ul la un moment dat a votat vreo două moțiuni împotriva propriului guvern. Guvern, da, da, ne aducem aminte. Da. Adică da. Sunt niște jocuri politice în care... Păi da, dar jocurile acestea politice, domnule Pavelescu, se fac pe spinarea românilor, știți, nu? Din păcate. Și pentru aceasta, pentru prima dată, cred că la negocierile pe care Partidul Social Democrat le-a propus, vine în completare să invităm la aceste negocieri și partenerii sociali. Pentru că, până la urmă, știți cum, vina poate să fie doar a politicienilor și în ziua de astăzi nimeni nu mai are încredere în vorba unui politician sau în hotărârea pe care o ia, pentru că de fiecare dată putem fi subiectivi ca cetățeni în momentul în care vedem că costul zilnic este mult mai mare decât așteptările noastre, să nu mai avem încredere în ceea ce s-a propus până la ceea ce s-a promis până la urmă cu 2 ani, când toată lumea intra la guvernare, iar aceste alianțe să fie nocive și să ne aducă într-un moment în care țara se află în dezastru. Că de ce să nu recunoaștem până la urmă, învățământul e pe butuci, sănătatea la fel. Dacă le luăm pe rând și vedem, niciunul dintre ministerele care până la urmă trâmbițau transporturilor, finanțelor, afacerilor interne, nu vedem că dau înainte. Din contră, lucrurile sunt într-o curbă care nu mai există, este doar o săgeată în jos, dacă îmi permiteți să fac un spirit de glumă. Bun, în Consiliul Local... Pe de altă parte, eu nu cred că avem garanția că dacă se va realiza această alianță, vom avea o guvernare atât de bună pe cât ne așteptăm. E o încercare și sperăm că dacă se va face... Oricum, să fie... noi nu intrăm decât în anumite condiții și condițiile acestea sunt pentru cetățeni. Da, înțelegeți și unul și celălalt că situația este una grea și complicată. Înțelegeți asta, că nu mai e timp. Păi e foarte important. Dacă aș avea garanția asta, adică, dacă am avea garanția că lucrurile vor merge în direcția potrivită, eu sunt de acord Pavelescu, și sunt convins toate că... toate prețurile au sărit în aer. Știm cu toții, până la urmă ne toți confruntăm cu această situație pandemică care pare că nu se mai sfârșește. Da? Ați văzut eșecul campaniei de vaccinare. A trebuit să închideți pe români în case, să le dați restricții și așa, ca să mai bifați acolo unul în plus, doi în plus care se vaccinează. Adică lucrurile nu sunt chiar simple. Asta vă spuneam și mai devreme, că dacă o astfel de alianță face bine românilor, sunt de adică dacă România era pe, cum să vă spun, România e pe butuci acum. Sper că înțelegeți. Dacă România era pe o creștere economică care i-ar fi permis cumva să zice, bă, hai că o mai greșim vreun an, doi, nici atunci nu ar fost acceptabil. Dar mai ales acum, doamna Dobrete, cred că trebuie să trecem dincolo de aceste principii. Da? Da. Ale unei înțelegeri, ale unui parteneriat negru pe alb stabilit și scris și bătut în cuie pe hârtie. De ce? Pentru că ar trebui luați cei mai buni specialiști. PSD spune de foarte multă vreme ce ar trebui să facem în sănătate. Da. Haideți să ne batem în premieri. Eu zic că vă puteți bate în premieri. Pe cine susține PSD? Pe cine susține PSD pentru a fi premierul României, doamna Dobrete? Eu nu vreau să spun că PSD susține vreo persoană anume. Știu că s-a cerut ca toți colegii din linia întâi să fie oamenii cu nume, oameni cu expertiză, să vină ca și propuneri în momentul în care această înțelegere pentru guvernare se va concretiza. Nu vreau să neglijez faptul că avem nume importante, da, care pot să fie oricând ca propuneri pentru... Și anume cine?
Păi nu pot să spun la nume cine, pentru că mie îmi place de domnul Rafila, îmi place de domnul Grândeanu, îmi place de doamna Gabriela Firea. Domnul Grândeanu! Fiecare dintre noi, dacă ne lasă la un moment dat, poate am dezamăgit pe undeva. Dar până la urmă, cred că oamenii cu care PSD-ul va veni la înaintare vor face ca această alianță și până la urmă ca această țară să își respecte programul de guvernare. Că de ce să nu recunoaștem, da? Comparând cu domnul Câță, dacă avea un program de guvernare și se țineau de el, lucrurile erau clare. Nu s-a ținut. Și românii votau pentru acel program de guvernare. Deci să votăm aici domnul Rafila? Domnul Rafila și mie place domnul Rafila. Da, de acord. Doamna Firea... Mie îmi place lucrurile pe care le spune ca femeie și ca primar al municipiului București și ca om politician, mie îmi plac. Nu pot să mă dau la o parte, sunt lucruri în care cred și pe care am susținut. Trebuie noi femeile, doamna, să spunem prima dată, suntem femei. Nu, pentru că suntem egale cu domnii până la un anumit moment. Eu am trecut de multe ori din alegerea aceasta, prin alegerea aceasta. Știu. Așa mai de aceea. Schimbarea trebuie să vină de la noi femeile, doamna Dobrete. Da, dar trebuie să arătăm că suntem puternice. Primul atu nu trebuie să fie acela că suntem femeie. Primul atu trebuie să fie acela că suntem bine pregătite pentru ce vrei să faci. Doamna Firea este o femeie pregătită și care la orice inițiativă pe care a avut-o primarul Nicușor a știut să-i răspundă că lucrurile au fost începute de către... Nu știu dacă doamna Firea este în grațiile domnului Ciolacu. Nu discut lucrurile acestea, eu vă spun despre oamenii care mie îmi plac. Aș merge spre Rafila. Bun, deci l-am votat pe Rafila. Nu neapărat că l-am votat pe Rafila, dar este un om foarte zic bine să pregătit. Ne relaxăm. Da, și pe perioada aceasta complicată, domnul Rafila are un discurs destul de temperat, și dacă este vreți. Singurul care a afirmat ceea ce se întâmplă cu noi de multă vreme și pe care nimeni nu l-a luat în calcul și nu a ținut cont de el. Domnule Pavelescu, premier. Când discutați mai devreme de femei, să știți că și noi în Partidul Național Liberal avem câteva femei profesioniste. Sunt sigură. N-aș vrea să dau nume acum, dar ați văzut că decizia Partidului Național Liberal este de a susține președintele Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru, pe domnul Florin Câțu. Dar păi nu făcură congres cu 5.000 de oameni. Știți să nu înțeleg de ce îl susțineți pe domnul Câțu când cel mai mare om politic în stat, președintele României, liberalul convins, vine cu domnul Ciucă. Păi da, domnul Ciucă nu e liberal. Păi nu, nu e liberal, vorbesc de propunere. Da, nu vorbesc de culoarea politică, vorbesc de propunere. De ce până la urmă? Că alianța și înțelegerea undeva s-a scurcit. Nominalizarea domnului Ciucă ca și premier desemnat a fost un eșec. Un mare eșec. Și mi se pare că și o compromitere a omului de carieră militară, dacă vreți. Dar asta este părerea mea personală. Deci domnul Câțu, da? Domnul Câțu, da. Bun. Păi e bine. Dar știți că sunteți împodmoliți la negocieri, doamna Dobrete? Ați văzut? Nu, n-am văzut. N-ați văzut că v-ați împodmolit? V-ați împiedicat deja? Nici nu v-ați înțeles bine că v-ați împodmolit deja? Păi, erau mai noi doi? Pe premier? Erau mai multe scenarii la un moment dat, din câte știu. Cu doi ani. Da, lăsați cu un an jumătate, doi ani, adică lucrurile nu sunt... Să știți că nu se lasă nimeni din prima. Până la urmă, ele trebuie negociate și cred că ministerele cele mai importante trebuie să vină în subordinea PSD-ului, dacă mă înțelegeți. Lucrurile vor armoniza exact cum au armonizat Consiliul Local. Deci m-a provocat cu ultima înțelegere în Consiliul Local. Vă rog, având în vedere că am fost unul dintre consilierii care s-a ridicat și a spus, să știți, pentru prima dată de când suntem în Consiliul Local PNL, PSD și USR, a fost un consens, numai că consensul a picat la vot. Așa și dumneavoastră, te înțelegi, lași de la tine, le spun de atâta vreme că înainte de a începe ședințele de consilii, trebuie să existe o înțelegere că e loc sub soare pentru toată lumea și la vot cineva penalizează. Poate că au fost voturi anulate. Nu a fost niciun vot anunțat, au fost pur și simplu voturi neexprimate. Dar poate vreți să și explicați, doamna Dobrete, văd că e foarte amuzant și pentru mine e amuzant. Da, nu e, de râsul plânsului, ceva de genul acesta. În general, haideți să o luăm invers. Prima dată când dumnealor au venit mai mulți nouă consilieri locali, le-am deci explicat... Deci explicați-mi cum v-a transformat PNL-ul la vot. Păi nu, vreau să spun puțin. Și s-a pus problema reprezentării consilierilor locali în consiliile de administrație la unitățile școlare. Da. Având în vedere că erau în alianța cu
USR-ul, normal că și-au luat toate școlile pe care și le-au dorit dumnealor, având vot covârșitor, într-un final, indiferent cât le-am spus eu colegilor că nu au cum să fie simultan în 6, 7, 8 consilii de administrație, mai ales că în anul anterior erau și fizic, acum când e online, când s-au discutat, când consiliile de administrație pot să se organizeze online, este teoretic mai ușor. Okay. Practic, au intrat în consiliile de administrație anul trecut și au dus un mandat la final. Cum l-au dus, nu știu și nici nu e subiectul nostru astăzi. Ei, ușor, ușor, consilierii locali PNL și USR au înțeles că este un număr mult prea mare, un volum prea mare de muncă până la urmă și un număr prea mare de consilii de administrație nu este benefic. S-a făcut în septembrie o nouă hotărâre, o nouă înțelegere, am negociat din nou care, unde să fie, am trecut și peste acel vot. Ei, ieri a fost că aici era amuzamentul, așa. A venit în comisia numărul 5 o propunere din partea colegilor liberali că să ne înțelegem. Doamne, am zis, nu pot să cred, este prima dată când nu ne mai ducem în ședința de publică, da, televizată, prezentată, mediată, așa. Mediatizată, mă scuzați, așa, da. Și ne înțelegem și se citește lista. Și zic și eu, ca un profesor care își face lecțiile, un consens politic, premier în istoria... Și așa s-a și întâmplat. Da. În loc să fie 22 de voturi de sus până jos, au început 18, 19, 17. Deci unde s-a dereglat deci consensul? Deci în sensul că, domnule primar, consensul a durat 5 secunde cât am pronunțat eu cuvântul, probabil. Eu ce pot să spun este că la un moment dat am avut o discuție cu doamna Dobrete pe scări când coboram și am înțeles atunci că lucrurile ar trebui să fie așa cum au fost până la un punct în Consiliul Local. Eu am votat toți cei 21. Domnul Pavelescu, unde s-a luat consensul? Să înțeleg și eu că votul e clar. Probabil a fost consens pe simpatic, ca să le spunem așa. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu având cine... În vedere, îmi cer scuze, Lucian, având în vedere că noi am votat colegii liberali cu 22 de voturi cât au fost prezenți, deci noi ne-am făcut datoria și am respectat înțelegerea, deci vedeți că noi, consilierii Partidului Social Democrat, aflat în alianță cu Peru, cu USR-ul, ne-am respectat cuvântul. Și toți consilierii PNL, care au fost pe lista acestui consens, au primit cele 22 de voturi. Numai că, uitați-vă, lucrurile din când în când își reflectă și realitatea, că n-ar avea cine știe ce importanță. Dar ca principiu nu este corect și nu este respectat. Așa că mă gândeam și la principiu, dacă într-un banal consiliu nu te înțelegi pe un lucru pe care îl stabilești dinainte, ce se va întâmpla acolo sus? Și înțelegerile, cel puțin sper că la nivel de țară, colegii din Partidul Social Democrat să nu cedeze. Haideți, pe bune? Păi, e prima dată când auzim de... Ați auzit de USL? Știți că a existat da, USL? Da, am fost, am făcut campanie pentru primar PNL. Și nu mi-aș mai dori să fac lucrul acesta niciodată. Eu zic că este foarte important ca lucrurile se tranșeze foarte repede în negocieri la București și să ce spunea și domnul Pavelescu, nu vrem să răsă aici niște amărite consilii de administrație fără bani. E ca să ne înțelegem. Dar uite unde e vorba de sume mari de bani. Ceea ce a prezentat doamna Adina, eu vreau să spun că am votat toată lista Partidului Național Social. Dumneavoastră, dar de ce n-au votat nu știu, colegii dumneavoastră? Îi putem întreba, păi, cred că fiecare să, dintre ei au, să vedeți ce au un raționament în spate pentru care au făcut asta. Păi, da, dar vedeți, dumneavoastră nu sunteți consecvenți și serioși cuvântului dat. Da? Că înțeleg că v-ați dat un cuvânt. Nu? Așa s-a întâmplat? Așa cred. Așa, da, nu știu, nu aș vrea să interpretez propunerile până la urmă, nu toți fac parte din comisia numărul 5 sau din comisia numărul 1, unde noi ne-am 5 în mod special, unde noi am hotărât să mergem cu o listă comună, probabil că nu s-au consultat înainte, astfel adică este important, cred și eu, că în politică este important să ai cuvânt. Și dacă ai spus, votăm sau nu votăm, dar când spui că votezi și după aia nu votezi, pare așa... neserioasă treaba. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar încă o dată cred că în spate fiecare coleg al meu are un raționament pentru care a făcut asta. Nu îl cunosc, dar... Aș vrea totuși să fac o precizare să nu existe nicio suspiciune. Comisiile din care colegii noi facem parte sunt comisiile
Suntem reprezentanți în comisiile de concurs pentru directorii de școli. Doamna Dobrete, deci, vrei să vorbim despre directorii de concurs? Nu vreau să tot vorbesc despre directorii de școli, deși pot să spun multe. Dar îmi doresc ca fiecare dintre cei care vor reprezenta urmează o perioadă de interviu local, și să desfășoare activități cu profesionalism și să aleagă pe cei mai buni. Da, mai predați la pedagogic, nu? Da. De ce sunteți online? Cam avem aici și un membru în Consiliul de Administrație. Păi cred că dumneavoastră trebuie întrebat, domnul după aceea dau eu răspunsul. Haideți, domnul Pavelescu. A fost o ședință care a avut loc vineri, o ședință de Consiliul de Administrație. Ce faceți dumneavoastră în Consiliul de Administrație? S-a votat, majoritatea a votat pentru ca elevii să înceapă de... Dar care a fost raționamentul? Nu știu, eu mi-am spus punctul de vedere, am fost de acord să... Dar ați participat și la discuții? Am participat și la discuții. Așa, și ce, de ce v-au vrut? În primul rând, discuțiile s-au axat pe faptul că încă nu sunt testele de salivă, n-au ajuns încă testele de salivă. Sunt foarte mulți dintre elevi care fac naveta și vin către școală, genul ăsta de situații. Eu am fost pentru începerea școlii, pentru clasele primare 0-4 și pentru anii terminali 8 și 12. Probabil că dacă ordinul ar fi fost explicit, corect. Da, eu cred și că acolo... lucrurile ar fi fost tranșate încă de la început, nu doar să dai vina că pedagogicul are peste 60% profesori vaccinați, pentru că i-are, da. Nu, și testele ar fi fost prezente în unitatea școlară, lucrurile n-ar fi fost, ar fi stat cu totul altfel. Sunt de acord și cu începerea cu învățământul primar, neapărat la școală, pentru că copilul, dacă nu știe să scrie și să citească, pus de către învățător, nici nu mai discutăm. Lucrurile și achizițiile fundamentale, da. Nu mai ai când să le acumulezi, dar în același timp vreau să-i înțelege și pe colegii profesori care pot să intre la cel puțin 12, 13, 14 clase și în același timp să circule indiferent virusul, cât de vaccinați sau nu sunt colegii mei. Ar trebui întâi umblat puțin legislativ și ordinul, am văzut că domnul ministru a mai scos așa o ultimă mingiucă din sacul fermecat al moșului, da? Și și-a dat seama că sunt unități școlare unde personalul este vaccinat 100%, dar copiii stau în continuare acasă, sau sunt unități școlare care se află în online pentru că personalul nu este vaccinat peste 60% și copiii sunt 10, 12, 15 și n-au nici dispozitivele necesare ca să învețe din online. Adică, până la urmă, ori gândești uniform, da? Ori faci, descentralizezi și dai voie Consiliului de Administrație să iau asemenea hotărâre. Că până la urmă, liceul Matei Basarab, sunt convinsă că toți copiii care sunt, nu toți, hai să zicem, 90% din copiii care sunt la Matei Basarab își permit să facă un învățământ online de calitate. Comparativ cu o altă școală din mediul rural, unde copiii poate nici nu lucrurile știu ce ar fi. Lucrurile s-au total diferit, da. Exact. Iar în școli, în clase, cel puțin la noi, există câte un calculator, câte un videoproiector, astfel încât dacă profesorul ar fi vrut să fie la școală și să predea, o putea face fără niciun fel de problemă. Cred că se vor regla până vineri ce se întâmplă cu Matei Basarab, dar vreau să nu uitați, am fost prima școală care a propus acum o lună, da, cred că mă poate susține în ce afirm, intrarea în online. Pentru că eu, ca profesor, la un moment dat nu mai știam care clasă. Este în învățământ hibrid, este în online, își face testarea, sunt părinți care nu îi lăsau să-și facă testarea în a 8-a zi și aveai pe unii la cabinet, pe unii acasă, pe unii pe holuri, pe alții în clasă. Da. Deci, ori există un consens unitar și pui piciorul în prag și dai voie Consiliului de Administrație să hotărască, ori chibițăm pe la colțuri. Pentru că și părerile copiilor sunt împărțite, dacă mă întrebați. A 8-a și a 12-a vor la școală sau vor acasă? Trebuie întrebați acești copii. Ați văzut că ei sunt foarte vocali atunci când le convine lor. Când nu le convine, capă la cutie. Dar nu trebuie lăsat la latitudinea lor, într-adevăr. Nu, a Consiliilor de Administrație. Într-adevăr, înainte de vacanță, cu o săptămână înainte, au fost foarte multe cazuri la Matei Basarab și decizia Consiliului de Administrație a fost să intrăm în online. Ce vreau să adaug este că decizia pe care noi am luat-o vineri este doar până
vinerea, până vinerea asta, după care... Adică mai sunt câteva mai zile. Mai sunt câteva zile și sunt convins că începând de luni copiii se vor întoarce la școală. Da, bun. Să sperăm că se vor întoarce la școală și elevii de la pedagogic, că e important să fie școală fizic. Și să vă mai întreb, deci e clar că negocierile dintre PSD și PNL vor fi unele complicate, grele. PSD înțeleg că vrea mărirea alocațiilor, PNL strâmbă din nas. PSD vrea mărirea salariului minim la 2.550 de lei. Mărirea punctului de pensie cu 11% și o renegociere a PNRR, lucruri cu care PNL-ul, decizii, măsuri, da? Cu care PNL-ul nu este de acord, domnule Pavelescu. Eu cred că genul ăsta de decizii trebuie să fie suprapuse pe niște baze reale. Adică mărirea, cu toții ne dorim ca salariul să crească, pensiile, alocațiile, însă trebuie să vedem că suntem într-o situație destul de complicată și ar trebui să fim cât se poate de rezonabili în a calcula foarte bine bugetul, da, pe care îl avem în momentul de față. Eu m-aș întoarce foarte mult la PNI, da, la Planul Național de Investiții, și la PNRR. Sunt niște platforme pe care ar trebui să le acționăm și cred că criza asta cumva a ținut un pic în spate cele două proiecte. Deci este foarte important ca în perioada următoare lucrurile să se tranșeze foarte repede și să guvernul, nou guvern să înceapă să lucreze în așa fel încât cele două proiecte să înainteze. Da, deci renegocierea PNRR. Eu îmi doresc ca toți primarii să beneficieze de aceeași atenție, pentru că nu vreau să uit ultimele finanțări venite de la Guvernul României către primăriile PSD-iste, în care au primit 0 lei, da, comparativ cu miliardul încasat de colegul primar PNL. Nu vreau să uit faptul că PNDL-ul, cred că într-o jumătate de an, PNDL 2, într-o jumătate de an, un an, cred că se finalizează și se epuizează toate investițiile pe acel program. Și îmi doresc ca planul, programul de guvernare sau propunerile cu care vin colegii mei să fie luate în calcul, pentru că țin cu toți românii. Și în momentul în care vezi balanța că un Consiliu Județean își desfășoară toate activitățile din fondurile proprii și când vezi că primești o finanțare foarte mică în comparație cu ceea ce acorzi ca finanțare Consiliilor Județene, unde președintele este membru politic PNL, lucrurile lasă de dorit. Cred că îi dăm dreptate domnului președinte al Consiliului Județean în momentul în care din banii puțin pe care îi chivernisește, din proiectele pe care le scrie, vine cu investiții de o asemenea măsură către sănătate, pentru că înainte de a discuta și de a fi și de a vedea tot ceea ce se întâmplă în acest moment, e important să fim sănătoși. Iar în județul Vâlcea lucrurile se mișcă bine, cu bani puțin, dar sper ca din această negociere, din această alianță, din această ce mai fi pentru următorii, cel puțin bine, bine ați spus, doamna, în următorii 2 ani lucrurile să fie tranșate clar pentru fiecare cetățean. Da, bine ați spus. O concluzie, domnule Pavelescu, la ce să ne așteptăm de la această guvernare previzibilă? Vă dezamăgiți, știu, PNL, PSD. Vă spuneam și mai devreme că îmi doresc cel mai mult ca această criză să ia sfârșit. Sunt suprapuse câteva crize, ați văzut și dumneavoastră, criza pandemică, criza energetică și acum este și o criză politică care toarnă cumva... Și mai e și criza din buzunarele românilor care s-au săturat să plătească... Discutăm în ultimul timp de foarte multe crize. Ce e important pentru mine este ca acest lucru să se termine cât mai repede. Păi dacă am avea politicieni responsabili, s-ar termina. Eu zic că asta vom vedea în următoarele zile. Eu aș vrea să ne aplecăm cu toții către găsirea de soluții, că până la urmă are cine să le găsească. Important este să se așeze la o masă și să nu iasă de acolo până nu se vor hotărâ, pentru că oamenii așteaptă și așteaptă soluții de la noi. Oamenii încă se uită și cer cu siguranță deocamdată ca ficțiunea asta să ia sfârșit, până la urmă să ne trezim. Deocamdată, doamna Dobrete, sunt foarte multe probleme și mult prea puține soluții. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere!